Domnul Renato Usatăi. Renato! 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 Republica Moldova trebuie să aleagă dezvoltare sau stagnare. Împreună cu dumneavoastră ne-am implicat în această bătălie ca noi să distrugem sistemul care blochează Republica Moldova de 33 de ani de independență. Doar pentru Moldova! Eu voi fi un președinte care își va asuma răspunderea pentru tot. Eu mă oblig să creăm un sistem în care vocea fiecărui cetățean să fie auzită. Noi nu avem astăzi niciun drept moral să dezamăgim cetățenii pentru care astăzi suntem ultima speranță. Cei care au furat țara, s-au bătut joc, au vândut-o pe băcăți, pentru ei voi fi cel mai dur dictator în istoria Republicii Moldova și globului pământesc. Noi vom munci și noi vom birui. Moldova! 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 Vă mulțumesc, echipa partidului nostru, vă mulțumesc, stimați cetățeni, vă mulțumesc, stimați colegi. Noi mergem doar înainte, suntem doar pentru Republica Moldova. Acest lucru trebuie să facem să-l cunoască fiecare cetățean.